Bună seara! Bună, vreau să vă comunic o situație de astăzi de la Cahul. O doamnă în vârstă, mai în vârstă ca mine, avea pe mână un teanc gros de gazete socialiste. V-am trimis dumneavoastră o copie. Și aveți și în față. Și l-am și în față, da. Și să vedeți, da, asta s-a întâmplat că ori eu o dat peste mine sau eu peste dânsa, după ce în fața unei alimentare, un mușulean, un bărbat în vârstă, ruga pe cineva să-i cumpere pâine, deoarece nu avea mască și nu putea intra în magazin, în alimentară. Și eu i-am cumpărat pâinea și încă un pachet de orez și le-am oferit, aveam mască. El a mulțumit și așa m-a șocat cazul dat. Și când plecând mai departe pe alte chestii, mă întâlnesc respectiv cam așa prin o lucioară unde se mai vindeau ceva haine, oferea iarăși o persoană în vârstă ziare de astea. Zic, n-am să le dau mască, ne dați? Da, nu. Zic, bine, dar de ce nu ne dați măști? De ce nu vă dați să împărțiți măștile? Măștile. Și îi zic despre situația care am avut eu în fața alimentare. S-au mai lătrat acolo încă vreo cu două doamne, un bărbat, și eu inițial am ignorat să iau acest ziar. Dar nu trebuie nici papuși să-i șterg. Ea ceva spunea de Sandu, deci lăsați-o primul rând pe dumneavoastră, uitați-vă dumneavoastră ce faceți, uitați-vă. Și când într-adevăr eu ziarul și mă uit, dar l-am luat printre altele să văd și prostii și mișuri mai scrie. Văd pe prima pagină, greșeală, Selhos proizva latină, proizva, deci este o greșeală chiar gravă, zic eu, pe prima pagină a ziarului socialistă. Și tot astăzi am primit și am ridicat și pensie cei care de tot timpul eu vă zic și mă amuzează tare cele 49 de lei și 11 bănuți. E ceva care... Și scrie aici ea, mărirea lefii la medici, a pensionarilor, câte 700 de lei. Eu nu înțeleg. Ori omul ăsta, să-i zic un cuvânt, zic, nu el s-a mai tot realizat. De n-aude, ce de el e bani? la Moscova, mă, n-aude, zi. Da, la Moscova e plecat în taină, așa? Și nu s-a întâlnit cu Putin, dar s-a dus la coză, calcățel. Și s-a întâlnit cu Krasnoselski la Moscova, că nu puteau să se întâlnească iar la vilă, la dânsul. Și nu? Și și când babile, se întoarcă, ca n-a așa de 2 săptămâni în carantină, cum ne obligă pe noi conform legii. Zic că era interes de serviciu. Și după aceea duci să întâlnești cu pensionarii și transmite COVID rusesc, că nu-i bună este a noastră de acasă. Dar nu numai COVID el transmite. Uitați-vă câte minciuni prin ziarul ăsta. Nu o să fie lung reportajul meu astăzi și discuția mea astăzi. Nu o să fie lungă. Deci dacă dumneavoastră cumva puteți să identificați greșeala asta care ieșiți în... Măi, vorbiți... Eu... Sunt fără cuvinte, dar indignată cu culmea. Dar nu pentru că cred de că e numai banii ăștia greșeala care... asta, că e o greșeală tehnică de tipar. În loc de D-ul pus G cu picioarele în sus sau L românesc. Problema Dar e că nu ei fac seamănă nici... propagandă electorală când încă nu a început campania, nu? Dar nu seamănă nici cu G și nici cu D. Ori dacă îți pui un scop și vrei să-l atingi cu adevărat un scop cinstit, atunci verifică de 7 ori pe un loc și publică și împrăștie această informație. Dar Nu-i nu fă de strașnic, dragul nu știu cum. Lângă marea eroare Igor Dodon pe prima pagină, o literă greșit, nu-i grav. Nu-i grav, uite, mamă, și aici trebuie este. Dar încă bine m-a indignat. De banii ăștia care au editat ei atâtea mulți ziari, chiar să mărească pensia la cât pensionari? Hai să zicem, pensionarii din Cahul, dacă așa îți vrei tu să faci un scop, au și Krasnoselski, eu și nu m-am uitat, dacă și el pun la psihică, la căsăl.
Deci asta e indignarea mea. Un gazet la țară prinde ghinii și poate de asta și e lumea, nu neapărat ca să citească. Dar cum ziceți dumneavoastră, mai Absolut. degrabă e risipă de bani. Banii ăștia cum Sigur că i-a obținut ușor, tot așa ușor și relaxat îi cheltuie, că nu-s bani muncit în sudoarea frunței. și încă mai duc în eroare pe cineva, nu-i vorba și ușor și îi duc în eroare că el a dus la Moscova să mai câștige, să mai dă niște bănișori, să mai poarte niște minciuni bătrâni, pentru că adică, respectiva doamnă, posibil, nu umbla ea prin soare și fără mască, nu umbla prin soare numai pentru ca să împrăștie presa asta falsă. Era poate și plătită, că eu am întrebat-o, dar măta, pentru câți bani mergi prin... Cam pe rusă, cam pe română. Adică când am năvălit noi mai mulți persoane cu ideile noastre, e cam s-au depărtat așa, fără multe explicații. Dar, într-adevăr, iată, eu acum o răsfoiesc. Nu Fotografie, mai vreau color e nimic. foarte scumpă, da. Și Da, și harta abia de un... pe spate ce arată? Că Moldova e Ce spun? dodoloață. Ce arată harta de pe spate? Nu v-am auzit? Harta! A, da, este și harta Moldovei și încă nu știu mai face o comparație între Maia Sandu și Dodon. E. Da, uitați-vă, e propagandă Minciuni electorală în galore. afara campaniei electorale. El pentru asta ar trebui să fie scos din cursă. Mai ales că Partidul Socialist știe că Igor Dodon nu-i președintele lor. El e detașat din funcție, sau cum să zice, și a demisionat din funcție, Zina Grecean e președinte, el trebuie să fie președintele tuturor, așa cum a promis. Acum se vede că e doar președintele socialiștilor. Ia că dragă, am mai descoperit încă o încălcare. Dar dumneavoastră ce n-aveți astâmpări și îmblați la raion pe timp de pandemie? Ei, avem eu mască, v-am zis că am ridicat și pensia și trebuia să fac astăzi o bunătate, o Am înțeles, vă dă binefacere. pensie pe Am card uitat. și nu v-au adus un bancomat în sat. Nu, deci nu, era ideea că era nevoie să schimb cardul și evident trebuia să-l ridic personal. Că la o perioadă oarecare ăsta cardul se renovează. Da, expiră. Și cam de ce mă ta mai întreba și am cătat eu la oraș. Poate aș fi vrut să Să mai văd cum arată mănânc orașul. morojne, da, știu. Nu, poate sunt niște schimbări, pentru că în oraș absolut nimic nu s-a făcut 7 luni. Că da, m-am mai întâlnit și cu vicepreședintele Consiliului, este fost șef al secției de învățământ și la fel eu întreb, zic, da, care sunt schimbările, ce ați făcut în oraș? Nimic. Dar 7 luni ați primit leac. Pentru ce? Tot săptămâna asta am sunat și președintele Consiliului Raional Cahul, domn Cenușă, care el deja mă cunoaște. Nu se stresează ei tare atunci când eu le înaintez plângerii, respectiv că nu sunt drumurile făcute până într-un sătuc. În fine, nu mă tem de nimic, dar vorba și aia că de acum nici nu mai poți răbda chiar dacă nu te tem de nimic. Ia că nu se temea de nimic nici chiriașul dumneavoastră de altă dată, Achiruș, și acum e la spital cu COVID, deci nu mai este Lăsați-i COVID sceptic așa la... și nu l-a Dar luat. Dar nu mai ce este el cu face? COVID acolo. A făcut o febră puțin mai pronunțată și iată, asta e toată buba lui. Adică eu tot prezint sunt foarte precaut. Aveam toate... Deci mască, nu... Masca e bine că o Asta este. purtați, sper că nu o purtați pe barbă, dar să nu credeți că numai masca vă salvează de COVID. Și de pe mâini să ia și pe ochi, cu ochii poți să iei. Noroc că aveți ochelari, sper că îi purtați și ziua. Bun, mulțumesc pentru încredere și pentru relatare. Am înregistrat și public acum și părerea dumneavoastră, dar văd că sunteți obsedată de Dodon, alte griji n-aveți. Dar dacă ne-a apărut ziarul în față, eu și el, dar nu pândesc pe dânsul. Oare când o să Zic, fie mi-a dat Maia Sandu cu... președinte, tot așa o să o scărmănați? Dar ce... Ei, asta înseamnă scărmănare. Atunci când văd o încălcare, da, eu scarmăn. Ok. Deci dacă vedem o greșeală pe ziarele partidului ei, criticăm, da? Desigur, dar de ce nu? Ce Corect. nu? Bravo. Sau dacă... Nu cred eu fata să, dumneiei, să, respectiv, să producă așa erori, greșeli, minciuni. Să vedem. Urmărim. Să vedem, da. Sănătate! La revedere!